Salutare tuturor băieți și bine regăsiți la acest episod, Stas Royal, și azi revin cu un episod super mega interesant, deoarece am venit cu o mega provocare pentru un abonat. Este vorba despre skin-ul Snoop Dogg vs. Strawberry Rita. Da, știu că aceste skin-uri sunt diferite unul de altul, dar azi să le provocăm pentru că sunt primele cele două skin-uri care vor veni la misiune. Eu zic, fără alte discuții, să dăm drumul cu episodul. Suntem aici chiar în primul match. După cum vedeți, eu am skin-ul de Snoop Dogg, iar Sonic cu siguranță îl știți de pe serverul lui Alex sau de pe canalul lui Alex, cu siguranță 100%, și astăzi l-am provocat să jucăm versus aceste skin-uri, să vedem care este mai puternic. Aici am încercat eu să dau cumva piciorul. Mamă, ce skin Strawberry Rita, sincer, este mai puternică decât acest Snoop Dogg. La momentul de față sunt cu el pe vocal. Salutare, Sonic. Salut. Ce părere ai? Crezi că v-ar avea o vreo șansă acest Snoop Dogg versus skin-ului tău? Sincer să fiu puțin astral, tare cred că aceste skin-uri nu vor deschide multe. Da, sincer, sincer, acest skin al meu este mai mititel al tău, sincer pare așa gigantic și s-ar putea chiar să te încurce în match-uri când vine vorba de super slide sau chiar block dash. Am încercat acolo să dau acel picior, numai că ați văzut și voi, bineînțeles, că s-a blocat. Mama, aici s-ar putea să facă skin-ul meu Sonic sau... Let's go, Snoop Dogg se salvează. Dăm aici picior. Let's go. Și cred că aici chiar va muri. Let's go, brother! Snoop Dogg câștigă cu 1-0. Let's go! Și am revenit cu acestea al doilea match pe mapa Super Slide. Haideți să vedem de data aceasta dacă skin-urile vor câștiga tot la fel, Snoop Dogg vs. Strawberry Rita. Începutul aici contează foarte mult, let's go, am trecut aici fără nicio problemă. Suntem la egalitate cot la cot. Mamă, bro, acolo și-a luat un boost acel Strawberry Rita și văd chiar că se ține destul de bine, pot spune. Haideți să vedem acum, el încearcă să facă varianta să nu atingă apa deloc. A picat acolo, deci posibil să avem un mare avantaj chiar acum. Haideți să vedem dacă ne descurcăm și ne iese toate tacticile pe care le avem în plan. Let's go, aici am jumpat cum trebuie, clasic, maniera clasică, aici jump. Și nu îmi vine să cred că ne-am încurcat și noi și cred că a intervenit acel mega bug în care te ține în picioare. Oare chiar va câștiga acel Strawberry Rita sau noi? La momentul de față eu sunt chiar prins aici la pereți și chiar cred că Sonic va avea un mare avantaj. Exact. Da. Eram chiar acolo prins și nu mai aveam nicio șansă. Deci acum la momentul de față scorul este 1-1. Suntem în cel de-al treilea match pe mapa Bot Bash. Sunt tare curios dacă în mapa aceasta va fi un câștigător acela fiind Sonic sau eu, bineînțeles. Aici va fi o singură regulă, este că n-avem voie să folosim banana să ne ajutăm. Aceasta va fi unica regulă pe care, dacă o încălcăm, adversarul va câștiga. Deci banana nu se va folosi absolut deloc. Avem acolo grijă la jet pentru că altfel pleacă. Aș da aici un picior, dar nu prea m-a ajutat cu nimic. Mamă, brother, ce mi s-a dus acolo camera. Let's go, vine această roșie. M-am încurcat aici puțin, dar nu așa tare încât să mă destabilizeze. Let's go. Mamă, vreau să stai puțin. Este cam jale aici pentru mine, pentru că sunt cam toate gărgărițele lângă mine. Acolo la Sonic este cam safe și Sonic conduce cu 2-1. Oh my god, bradele, nu-mi vine să cred cum s-a întors acest scor. Și la meci, dacă nu mă înșel, pe mapă Burrito Bonanza. De data aceasta am ales să punem o mapă de race, pentru că, sincer, am jucat până acum doar mape de elimination. Haideți să mergem direct aici pe mijloc, pentru că aici ne poate salva. Let's go, am trecut acolo. Avem mare grijă, vedem că vine acum Burrito. Let's go, ne-am salvat acolo și nu am picat. Sonic văd că nu s-a încurcat absolut deloc nici aici la cartofi. Și chiar văd că se descurcă foarte bine acolo cu acel Strawberry Rita. Aici cred că am pus-o noi, dar cred că are un mare avantaj acum Sonic, deoarece noi ne-am încurcat acolo la Burrito. Dăm aici jump, acum trebuie să așteptăm. Și sincer cred că am observat o modificare la mapă, pentru că văd că jeturile pornesc chiar acum înainte să vină Burrito-ul.
Și cred că acest lucru va fi cam nasol pentru turnee, când vine vorba de turnee. Văd acolo deja pe Sanic la Vetor și văd că și-a luat acolo un mare comeback, dar cred că se califică 100%. Da, exact ce am spus acum și scorul este 3-1. Chiar acum suntem în cele al 5-lea match, cel anterior a fost al 4-lea, dar na, ce să facem, fiecare mai producem câte o greșeală. De data aceasta suntem pe mapa Laser și sunt tare curios dacă Subdog își va reveni contra skinului Strawberry Rita. Avem mare grijă aici la Laser, deoarece Sonic, cum deține și pumnul, chiar ne poate faulta într-un mod extraordinar când vine vorba de pumn. Dar cred că în următorul Stumble Pass posibil să ne ajute, zic eu, rolul, dar nu prea mult, pentru că aceste lasere chiar te încurcă foarte mult și nu prea ai timp când să-l folosești. Aici avem mare grijă, nu ne ducem chiar acum așa agresiv. Aș da acum un picior, dar fără niciun efect. Așteptăm în continuare, am dat aici în continuare fără efect. Și aici cam cred că o să ne facă. Haideți să vedem, mergem din mai înainte să nu ne atingă absolut deloc. Let's go! Bine. Stăm destul de calmi la momentul de față, pentru că nu avem de ce să ne îngrijorăm. Let's go! Bine. Bine. Acum am dat, dar... am reușit să mă mențin și să nu pic într-un mod extraordinar. Și let's go! Qualify! Scorul este 3-2. Suntem în cel de penultimul match, pentru că dacă scorul va deveni 3-3, se va sfârși în egalitate și cred că vom face acea departajare pe o altă mapă. Și m-am decis într-un final să aplicăm și regula că pe mapa Rush Hour se folosească emotul de banană. Pot spune și să renunțăm la emotul de inimă, pentru că, sincer, și după părerea mea și după părerea lui Sanic, mi se pare un emot care, sincer, este cam toxic când vine vorba de mapa Rush Hour, pentru că playerii se duc cu tine. Așa că am decis să folosim doar banana la momentul de față și cu pumnul, care, na, te ajută într-un fel, dar nu chiar așa de tare. Am puțin de lei la joc, dar sper să nu mă influențeze foarte mult. Dar văd că scorul devine 3-3, pentru că Sonic s-a aruncat în Void. Și chiar acum se petrece marea finală pe mapa Laser Dash. Vom vedea acum cine va câștiga skinul Subdog sau skinul Strawberry Rita împreună cu Sonic. Sonic, ce părere ai? Cum se va termina acest match? Într-un match de egalitate sau cu un scor destul de egalat, putem spune? El a spus că câștigă el, deci cu siguranță acesta va fi planul meu de a-l detona într-un mod spectaculos și de a nu... fie cam așa pentru tine, sincer, pentru picior. Da, am dat piciorul și mi s-a pus banana, nu înțeleg absolut deloc de ce. Dar sper să nu mă deranjeze cu mult. Am trecut acolo. Sincer, mi se mișcă cam nasol, dar sper să nu mă deranjeze foarte mult. Și nu vine să cred ce mi-a făcut. Și în marea finală, skinul câștigător este Strawberry Rita. Deci mergeți chiar acum să completați misiunile și să-l colectați, pentru că este un skin super mega interesant. Chiar dacă este în mare, putem să spunem că chiar poți juca cu el și da. Da, băieți, cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de un like și subscribe. Și noi ne revedem care fiecare dată la un episod. Pa, pa!